Edilul Comunei Șiușani speră că în acest an să fie aprobat și să primească finanțare proiectul de gaze depus prin programul Anghel Salini. Pentru că localitatea este asociată în proiect cu administrația din Mădulari, aproximativ 3.000 de gospodării vor fi racordate la gaze. Împreună cu primăria Mădulari am depus tot pe Anghel Salini proiectul de gaze naturale cu racordare de la Mușuin. Un proiect de o sumă foarte mare. Sper să avem norocul, să zicem, să fim și finanțați, că am făcut proiectul așa cum trebuie, în normele care ne s-au cerut. Comunele sunt asociate în acest proiect? Da, am făcut o asociere. Cam câte gospodării ar fi eligibile? Undeva la 3.000 de gospodării. Și noi și cei de la Mădulari. 3.000 și ceva de gospodării. Mai sunt cetățenii interesați să racordeze la gaze, având în vedere prețul care tot crește? Cred că da, sunt, dar nu am primit sesizări, dar să știți că prețul la gaze va scădea. Este acum o creștere, dar eu cred că va scădea, pentru că altă sursă de încălzire nu avem. Orice am face noi. Am înțeles că vor să deschidă mine, vor să deschidă mai multe puncte, dar nu cred că gazul e cel mai convenabil. Bine, și lemnul. Noi în zona aceasta avem foarte multe păduri, dar și acesta s-a scumpit destul de mult.